Am găsit o scoică frumoasă. Care se mișcă. Scoică care plătește în bară. Prietenul nostru a plecat spre ocean. Mediul lui favorit mai are mult de parcurs până acolo. Dar într-un final va ajunge. Va începe din nou viața de ocean. Interesant este faptul de unde știe în care parte este ocean. Un alt prieten și-a făcut apariția, care este un pic cam rușinos. Îl simți foarte dezvoltat. Și acum mă studiază să vadă dacă sunt un pericol sau sunt un prieten. Prietenul nostru cel vechi încă caută oceanul. Un pic de butolat. Dar sper că are să-l găsească. Miraculos l-a găsit. Pe o plajă atât de mare s-au găsit cei doi. Îmi dau seama, este luptă, este dragoste, este bucuria de a se întâlni. Poate s-au căutat. Ore și ore în șir. După aparență este dragoste.
s-au despărțit. Activitatea crustaceilor pe plajă este chiar intensă. Acesta este un alt fel de crab. Care la fiecare reflux iasă și își fac găurile, își curăță cuibul de nisip. Nu are carapace, deci nu este o scoică. Se pare că prietenul nostru a intrat pe teritoriul lui și a avut un pic de neînțelegere. Sunt foarte teritoriali și posesivi. Fiecare își păstrează teritoriul sub orice preț.